Peste tot se aude Bacovia și Marcoglas, m-am săturat de droguri, eu vreau diamant pe ceas. Salutare! Pentru cei mai în vârstă care n-ați înțeles nimic din ce am zis, aia-i viața, iar pentru cei mai tineri, gang, gang, brr! Sperăm că v-a plăcut episodul de săptămâna trecută. În cazul în care n-ați apucat să-l vedeți, dați click pe el, e super haha. Dar înainte să-l parcurgem pe cel de astăzi, haideți să vedem cui am făcut viața mai frumoasă, dându-i un premiu sau ceva de vândut pe net. Felicitări! Ai dat like, ai dat comentariu, ai dat și ripost, ai văzut cât de simplu este să câștigi ceva. Însă nu mai simplu decât dacă vrei să câștigi 10.000 de euro. Atenție! Trebuie să descarci un joc, să faci level 6, după ce ai făcut level 6 trebuie să intri la mine. Mergem cu știruțele. Un raport ne arată că simbolurile emoji te ajută să comunici și să te faci plăcut. Clujul a luat fața capitalei la ponderea de clădiri de birouri și de retail cu certificări verzi. Prima parte a propoziției am înțeles-o, a doua așa și așa. Cum e și vorba aia, clădiri multe, metrou zero. Ioi. Cercetătorii români au descoperit două țări nou-nouțe, iar în cazul în care vă întrebați cum se numesc, avem un TikTok pentru dumneavoastră. Ghicim țările, partea 2. Steluțe de mari. N-ai și cu steluța. Mușor. De ce fii? Campionul mondial la șah a cedat un meci după o singură mutare. A fost cea mai grea mutare din viața lui, binecunoscuta mutare de acasă de la părinții tăi. Respect. Doi bărbați din Japonia au fost arestați pentru că și-au folosit propriile tacâmuri la restaurant. Adevărul e că e și destul de greu să mănânci cu bețișoarele alea, plus că de când nu mai ai voie să vii tu cu chestiile tale de acasă la restaurant, ce urmează? Să nu mai furăm săpunuri din hotel? Să nu mai sărim barele alea la metrou? Bă! Invitații noștri de astăzi au o gălăgie de piese și de bandouri împreună, poartă părul în culorile cu care nu ar fi neapărat de acord tataie, unul își ascunde adevărata față, iar celălalt este Marcoglas, cert e că eu îi apreciez foarte tare pe amândoi, haideți să-i primim cu aplauze pe Bacovia și Marcoglas! Gata, eu v-am făcut un intro super mișto, dar trebuie să vă uitați la episod să-l vedeți. Da, ia, ok. Ce ziceți? Bă, așteptam să vedem intro-ul, da? Mamă, trebuie să mă așteptați super dată. Mult. Mai fă o dată, măcar câteva comente. Nu, că așa știu că păcălim două vizualizări dacă vă uitați. Bine, dar să nu vă uitați împreună. Bine. Păi nu, că uite, pentru tine mai de pe VPN. Telefon. Nu. Am înțeles. Bun, o să încep așa cu un mini-interviu. Când v-ați apucat voi de muzică, pe cine ați copiat? Gata. E mini, mă. Pe... E mini. Bun, mergem la prima. S-a răspuns, e mini-interviu. E mini-interviu, mă, nu dai răspunsul la mini-interviu, doar auzi întrebări. A, da. Nu? Nu știu ce să zic. Poți dai și un răspuns. A. De obicei ajută, că dacă nu pare că doar... Pe cine-i copia, mă? Eu pe Marcoglas. Dar n-auzisem încă de el. Eu am vrut să fiu de mic ca Bacovia. Și ai ajuns. Am înțeles, deci... A ajuns de așa, a pus masă. Da. Ok. Ați făcut vreodată colaborări cu cineva doar pentru că era pe val? Da. Nu. Nu, asta și m-am mai gândit un pic. Nu. Nu, n-a fost cazul. Dacă mi-a plăcut, mi-a plăcut. Nu, că nu neapărat că era pe val, că a avut un factor, faptul că e un, mai în față, da, îți dai seama că în momentul în care faci o piesă și ajungi mai în față, e clar să te contacteze mai multă lume, mm-hmm. Nu? Dar nu, n-am făcut că era pe val. Păi nu, frate, da, trebuie să iei de... Când dau 2000 de follow să-i... Am înțeles. Cum? Talent recognizes talent. N-am făcut-o pentru faptul că era pe val, am făcut-o că mi-a plăcut. Dar e clar că în momentul în care ești cumva în atenție, cum să dau de el dacă nu știi de el? Da. Eu cred că ăsta își deschide ceva acasă de asta, de impresaria că... Ceacrele. Am înțeles. Și o întrebare de care probabil sunteți super sătui, dar contracte, cum a fost la Beach Breeze anul trecut și ce a fost? Scuzați, bine rău, a fost un festival. Asta e clar? Da. Nu poate să zică nimeni că n-a fost. Bă, bine. Știi care-i dumă? Cine vrea să știe cum e la Beach Breeze? Să vină. Să vină. Da. Ca artist, o experiență extraordinară.
Da. Și anul ăsta ce faceți în plus? Cântăm. Anul ăsta și cântăm. Anul ăsta da, cântăm anul ăsta. Că anul trecut mai mult am dansat. Și anul ăsta facem așa, mai... Anul ăsta dăm... Bă, anul ăsta cred că cânt cu aia. Nu că... Ar fi... Anul trecut nu știu de tăia seama când aveam baterii la microfon. Asta e ok, ok. Merge. Cântăm și da. Încercăm să facem și o plebă de hârtie. Live. Da. Origami. Din sunete. Fără o foaia 40, ca știi cum se ridică și iartă. Da, dar nu a avut, da. Au fost legate absolut perfect. Vrei să păcăliți vreo poză cu cineva în backstage anul ăsta? Da. Din artiștii de afară? Sau poate din România, nu știu. Cu ce liber? Cu mine, că sunt ungur. De afară. Străbăni și mie și-au dat-o pe alte câmpuri. Bă, dacă iese o poză, două, depinde. Cu cine? Nu știu, cu cine fi. Cu... Depinde cât beau. Bă, dacă încep o serie, mă. Deci în căutarea undeva... lui, încep, gata, unde? În căutarea lui 6ix9ine. Aha, uite. Pe episoade într-o, dacă îl întâlnesc bine, dacă nu, țapa voastră, ce pot să zic. A, adică deci am încercat. Pe caut, dar dacă nu e nimic... Pe frate, trebuie sigur, să atragi, nu să... Și o să mă duc pe acolo, prin backstage, o să mă bag cu gardienii, cu pe sub... Vedeți, voi. Alea ale tale. E canalul mă, de da, da, bă, nu știți voi, mă. Îl știți pe Bacovia, da, de se bate cu... Cu mulți m-am bătut la viața mea. Te-ai bătut băieții de la One Club, de la știe toată lumea acolo, da. Și tu ai zis că în funcție de cât bei, deci ești undeva între The Baby păi... și Tatiana Final Boss? Nu, 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 nu ești chiar așa. Nu pot să mă ridic la nivelul ăla, gen de Tatiana. Dar nici la The Baby nu pot să... Da, The Baby da, prea... Da, da. Adică, The Baby, am auzit oricum că The Baby încearcă să dea de fire, da. Nu-i răspuns nu știu, bă, dacă te cheamă asta. Marco, ai grijă. Da. Vezi că vine The Baby cu 4D, așa, și băia de mască, așa, știi? Ia frate, un lanț cadou și zice în română. Da? Un lanț cadou. Nu, lasă. Tu take, cadou. Cum a fost prima oară când l-ai văzut pe Marco fără mască? S-a speriat rău. Imprevizibil. Da. N-am crezut că el. Am dat salut pe el, mi-a zis numele lui. I-a zis salut, n-avea mască. Nu am mers mai departe. Și Florin Bosu. Florin Bosu mi-a zis. Și după jumătate de oră mă duc la și zis, nu, m-am dus la cineva și i-a zis: "Bă, dar Marco când vine?" El era acolo. Și Florin Bosu era de Florin Bosu, okay. Da. E numele meu de era, mă, nu mai. E numele tău de stradă. Florin Bosu. Marco Glasin Buletin și Florin Bosu e numele de scenă. Nine Mund din Botoșani. De acu' ești, de-a lui Bosu. De-a lui Bosu. De-a lui Florine. Mamă, tu ești Florine, ce ai crescut? Am înțeles. Ce faci când străunți în cagulă? Trag înapoi. Ok. Vă vedeți viitorul în trapanele? Nu. Nu, la viitorul Constanța mi-l văd eu. Au un viitor mereu. Eu la Faru. Viitorul Faru? Da. Credeți că ar viitorul putea... Far. Viitorul Far. Te rog, nu, da. Nu, zi, ok. Du-o până la capăt. Nu, vei, nu, Viitorul Far. Credeți că o să ajungă vreodată versurile voastre la BAC? Da. Ce autor crezi că ai de trunat? La BANC. Pe Bacovia. Pe Bacovia. Oamenii, pentru că sunt ziua de azi, învață foarte mult. Vă scriu foarte multe esee despre... Într-adevăr, ca și țară suntem premianți pe... Vezi că suntem, nu fi prost. Nu fi prost! Nu fi. Nu strâmba. Nu cred. Da. Ar fi o rușine să ajung în versurile mele. Ar fi o rușine națională ca versurile mele să fie la BAC. Nu consider că sunt... merit asta. Sunt un muritor de rând care scoate piese. Nu sunt. Pare că ai venit la ultimul tău interviu vreodată. N-am făcut. Nu sunt, nu mă pot compara cu ei. Cu Eminescu. Cu Bacovia, cu Eminescu, cu Blaga. Păi cum poți să te compari cu Bacovia? Păi nu apar pe bani, nici Bacovia nu apare, mă compar. Gata. Uite, vezi, s-a schimbat. De ce mă puneți pe Bacovia pe BACnot? Da. BANC. Sunteți în momentul de față într-un beef de care nu știm? Da. Nu. Sunt eu. Bine. Pare că el e supărat pe tine, dar eu tu că nu ți-ai dat seama. Nu știu. Da, cu cine, Marco, ia zi-ne, cu cine sunteți în bif acum? Pe el nu e, eu sunt cu el și el nu știe. Și eu nu știu. Cât credeți că mai duce duo-ul ăsta al vostru? Până se bagă cineva între noi. Dacă ar fi de să apară... un tren sau ceva, nu știu. O mașină.
stați des pe lângă șine de trei. Nu. Eu da, pare că... am gândit că la voluntari acolo am mașină. Dacă apare un copil la vreunul din voi, credeți că s-ar sparge gașca? Care gașca, frate? Păi asta zic, gașca voastră. Ce pula se spargă între noi doi? Nu se sparge nimic, că n-are ce. Plus că dacă ia, oricum, el o să fie nașul meu la film. Asta, incredibil, asta era următoarea întrebare. Păi dacă știu care bani și pula mea. A, deci doar ăsta e singurul băi? Da, păi cu fiul meu trebuie să fie răsfățat. Când vine nașul, să-i aducă cadouri. Mamă, deci asta ar fi singura chestie doar pentru care bani, dar așa nu l-ai luat neapărat, nu? Da, e așa, da. Dacă tu te-ai întrebat cât mai duce două. Pare că tocmai s-a rupt. Dai să facem rubricea, să vedem până la nu, mă, acum lăsăm Caterica deoparte, că n-are bani. L-aș lua că mi se pare un unchi amuzant. Ar putea fi un naș amuzant. Eu sunt ăla care vine de pe Germania și aduce dulciuri. Pare genul care s-ar bucura fiul meu sau fiica mea să vină la... Și crezi că la botez i-ar pune pe tăviță aia și o cagulă mică? 100%. Ce se pune pe tăviță e treaba lui. Sper să nu tragă linia. E treaba lui și garda n-are ce să caute în tăvița lui. Ok, bun. Ăsta a fost super interviu. Vă mulțumim mult de tot că ați venit, băieți. Bă, vă pup tot mai înainte da, așa. Mai de la robinet, că da. Îmi dau seama după mai avem... avem acum o rubrică foarte mișto pentru noi, care se numește Evoluție. Și o să începem cu tine, Bacov. Ia venim să-ți arătăm un filmuleț. Da, și comentăm așa pe parcurs. Deja le știu. Hai. Bă, nu cred că-l știi pe ăsta. Sau sunt curios dacă îl mai știi. Dacă e online, dacă nu știu. Care calcă pe guvernul, pe foaia cu guvernul. A, la cu sărăcia. Păi ăla e singurul care n-avea altul să fie. Da, direct. Da, bă! Welcome to Sanger City. Genial. Dar ce v-a spus? Trademark acolo? Ce se vede pe asta? După aia, dacă îl pui pe YouTube, să ne dai copii strike. Am luat toate în calcul. Uite, am prins salvarea. Clasic. Trebuie să mă uit la tot. Ce? Trebuie să mă uit la tot, că știu. Da, ți l-am pus pe lup de 40 de ori. O să ne uităm două ore la el. Analizăm. Vezi puștiul ăla? Da. Ăla o să ajungă tare, îmi ziceam. Acum o să tare în pula mea. Da, eu mai am întrebări, ia mai dă-i, mai dă-i la clip un pic să curgă. Ia să vedem. Stai așa. 2 secunde. A, știu care e întrebarea ta. Stai așa. A. Nu, dă-i. Dă-i. Niște porci, uite de jur cât de tare doare. Oameni fără gaz, fără curent, pensii de 2 milioane. Plânge sufletul când mă gândesc cine s-a cumpărat. Stop frate. Aici, uite, înapoi, dă înapoi. Da. E ăsta cum merg în copt. E ăsta, Marco. Zi sincer. Nu, ăsta e un... E un tovarăș din... să-ți răspund sincer sau... Sincer, da, e un tovarăș de la mine din cartier. Marco. Era... mult mai mare ca mine atunci, erau niște ani distanță, care făcea niște, mai pleca din țară, mai făcea o combinație. Mai work and travel? Bă, sincer, niciodată n-am știut cu ce se ocupă exact ce face. Adică era verișorul unui prieten foarte bun de-al meu și l-am rugat să intre în clip și a intrat cu mare drag. A, l-ai rugat random așa să apară în clip să bea. Da, am nevoie de un băiat care să stea în clip. Atunci filmele noastre, nu știu, așa erau. Era la mine în bucătărie aici filmat. În Sfântul Gheorghe. Am înțeles. Okay. Nu mai am gresia aia, am schimbat-o. Dar aveam, aveam termopane? Asta era următoarea întrebare, culme. Cum aveam termopane, nu? Nu, cum, dacă ți-ai schimbat gresia. A, da, clar. Că a fumat înăuntru și cred că a rămas mirosul ăla și mai bine. Asta era ultima problemă. Am înțeles. Bun, asta a fost cu evoluția ta. Vreau să mergem mai departe la Marco. A, ok, top. Am o curiozitate. Câte chile ai avut la naștere? Ce poze, ce... Mai știi? Aveți voie să postați de asta pe YouTube sau vă doi? E Marco, e acordul lui. Da. Nu știu ce să zic. Bă, vă iubesc să Marco. Marco nu știu ce ai avut la naștere. Bă, nu știu. Aici pare că ai fost super micuț așa. Vrei să... Stai cu întrebarea. N-ai idee așa? Nu, stai așa cu întrebarea. Știu că el s-a născut cu... Cer că s-a născut, am înțeles că mai s-a stătea într-o parte, că era trăgea. Ce? Am ieșit da, doar cu un picior, frate. A ieșit cu... Ah, okay. Și a trebuit să-i facă cezariană că eu am ieșit doar cu un picior. Facts.
All da, facts. Pe bune? Da, facts. A, chiar nu sunt la 8 luni. Se vede. Se vede că ești la 8 luni. Mama nu-mi răspunde la telefon. Nu-i problemă, las că te sună. Stai să mă cază. Hai, mai... hai, mama. E ok, poate sună după. Nu poate. Cred că e la muncă, frate. E ok. Hai să dăm cu următoarea poză. Câți ani aveai aici? Unde era asta? Birmingham, de ce făceai? În Brum. Era perioada când te duceai la școală cu macete. În Brum eram. Aveam. Tu nu te apucai să iei de muzică aici, știu cum să răspund asta. Doinele de alea aici. Păi da. Nu se apucase că n-avea încă gura desfăcută. Ok. Era cu așa dat seama că dacă trebuie să cânte, trebuie să-și tu facă gala. Tu la câți ani te-ai apucat de muzică? Nu erai născut, frate. Zi-mă. În ce an te-ai născut? 95. Nu erai. Serios? Serios. Și câți ani aveai tu când te-ai apucat? 2 ani. La 2 ani scriam simfonii, Mozart a făcut la 3. Și unde e el și unde ești tu acum, ești nebun? Adevărat, vezi. El acum, mai de capul lui. Cărțile de istorie. De cap. Tu la cât te-ai apucat, mă rog? Bă, nu mai știu. Da, când era poza aia, când a făcut. După, a doua zi, după poza asta. Da, da, da. A devenit virală, asta ți-mi că a devenit virală. Mi-a plăcut cum a ieșit poza. Petri Lulilu, când se urcau poze. O, ce referință. Petri Lulilu. Să acum copii care sunt clip, ce dracu. Primul clip pe Vimeo. Ce plus. Da. Ok, pe, stai că mai avem o poză. Pe Meta Cafe. Da? Da, ia. Yeah. Aha. Asta e când da, o lăsie un pic grandeo. Minte. Asta era... Asta când făcea sală. Bă, dar unde-l? Tu ai seama că ai intrat pe goști și am scris direct. Da, da, genial. Prima zi de școală în Anglia asta a fost. Da, am găsit flori pentru... Că mi-ai povestit, ai găsit flori pentru educatoare și ai zis la din bucătărie ce-ai găsit. Da, și eu în bucătărie aveam un butterfly, știi? Bă, mai eu era Marco cu cagula și cu griceagul ăsta. De unde ți-ai dat român? Ok, și mai avem o pozică cu tine. Mă rog. A, nu, asta e cu Bacovia. Da, mișto. Aici când ați făcut primul zisă de pe Bendo? Nu, se lansase Pokémon Go și... Și a spus marfare amândoi? Da, am zis... Mulți bani, frate. Dar aia nu-s din Friday Ice Cube? Ba, cred. Nu știu. Eu cred că sunteți voi, frate. Da, sau cine știu? Dar de ce suntem așa de evil? Gen, foarte dark și picacii aia. Ați rupt la Comic-Con ăla oricum. Da, mulțumim frumos. Și o ultimă întrebare pentru Marco. Câinele tău, cum e? E ok? Asta zic e bunică. Bă, da, nu e bine. E... Nu mai trăiește. A, serios? Nu. L-am călcat. Îmi pare rău. Ce, crezi că Excel se zică gola pe ochi în pic și n-am văzut? Nu, a vrut să-și o dea jos și a zis că nu poți să faci așa ceva. Pap! Învățăm copiii la prostii. Păi i-am zis, n-ai învățat nimic de la mine. Ham, ham. Ham, ham. Brr, ham, brr. Ham. El a zis ham, i-a zis grrr. A zis ham. Am înțeles. Gata, cu evoluția, acum avem o rubrică super șmecheră, freestyle. Da. Avem nevoie de o boxă și de o cutie. Ok. Și în cutie sunt o grămadă de lucruri pe care nici eu nu le-am văzut la modul cel mai serios. Și o să facem o piesă împreună. Aha. Fiecare două versuri maxim despre obiectul scos. Sau dacă te simți nebun, gen Bacovia, poți dai 3 versuri. Fac un album, ești nebun. Da? Ok, să intre cutia. Gata, ia zi un beat. Type beat? Adică o să ce beat vrei tu să faci în freestyle pe el? Copyright. Arabic. Așa? Arabic type beat? Free to use copyright. With monetization. But we tângă-lângă at the beginning. Arabic Oriental. Arabic Oriental. Foarteză marele. Fii atent, cred că am găsit unul. Păi și ce trebuie să fac? Să scot obiecte, să cânt despre ele? Uh-huh. Scoatem pe rând. Mă bau și eu cu voi. Păi, dar poate nu vrea arabic. Ești ok cu arabic? Mai interesant asta, știi că e zanfir. Da, direct zanfir. Te duci eu gândul la Subcarpați. Sound click. Gata, merge? Yeah.
Sunt aici cu Marco pe felie. Cred că a venit timpul să-mi bag mâna în cutie. Bine. Să vedem ce jucărie, dar iese cam greu. Sincer, o să fac gaura mai mare, fiindcă-s mare derbe de o borsetă de porc. Dar nu-ți plăti să fac reclamă. Pentru asta de acum încolo nici nu te mai bag în seamă. Oh. Mai bag o dată mâna și mai scot un obiect. Încă o borsetă, ce pula mea, măcar are acaret? N-are, e nouă, sigilată, bătată. Sper să bag mâna să prind o fată. Breloc de chei. Sau ce pula mea asta, e lesă? Breloc de chei. Asta e lesă pentru Candy. Bă, nu, da. E lesă, e lesă. Mai trebuie să cânt sau scot toate obiectele? Bă, eu am crezut că avem și alte obiecte. Hai, spus să-i dai. Două borsete și o lesă, fii atent, da la freză. Tu dai freestyle, în engleză. Bag mâna în cutie, încă o borsetă, băga mea și pula, are fac anchetă, dai să mai scot în cuna, bine, bine. Că prea tare merge gura, un corn, corn cu lapte, nu prea știu nimic, parte în parte, supă la plic. Fii atent ce am scos, fiindcă-s mare ghiolban, pac, 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 am scos un trancan, 1, 2, 3, moare cineva sau nu moare? Airsoft din ăsta mă jucam când aveam 15 ani. Respect, bumerang. Aruncă-l. A făcut tap-tap. Eu lasă beat-ul să meargă pentru că aici Island Boy, stăm, ne dăm zbar doi. Ce-am scos aici e o pungă de puroi, bai nu e exotic enemy plant care te face mai șmecher, mai tare și mai băiat. Băiat instant. Ăsta e un coin ca să nu v-ați prins de fapt. Fii atent, e rotund, are forme mișto. E un mouse pe care mi-l iau și ți-l pun pe birou. Oh! Sau îl faci cadou și o emblemă porc, ți-o pui la birou. Dar stai că birou. Mai avem aici în cutie mare șmecherie. Dacă am scos bine treaba asta, ce pula mea, un put de la pârnaie. Își durimează, dar o zic, dată pe foaie, mai scot ceva, e masca lui Marco Glaz, nu e o cravată. Cu asta când mi-o pun pe cap o să devin în sfârșit tată. Mă duc la mine la birou să lucrez 8 ore pe zi pentru că asta știu să fac. Îți spart serverul, te-am făcut, te-am spart. Te-a spart încă un logo de porc. Dacă mai prind încă unul, mă jur ca bă, fii atent, ceva concret. Iară corc cu lapte, ăștia n-au buget. Ce frisac. Ghibir măținat, ăștia vor le cramă. Mai am geaca pe mine. Nu mai zic nimic. Fală. Și-a rămas doar acapela, dar mai avem obiecte. Liniște, că se scot ceva fente. Ce e asta? Alo, garda! Nu, de fapt e alo, garda! Garda! Mâini de schele, de micioare, de marionete. Mai un obiect aici. Bravo, bă. Stai mă că n-am terminat. Da, bagă frate, scuze. Vrei să mai dau un beat? Da, mai dai. Mai am un obiect aici. Dai, da, că l-am văzut. Stai să mai am un obiect aici, este încă un put de la porc, nu de la purici. Stai așa. Fii atent că acum mă concentrez pe asta, dai mai tare dacă se poate, că pe asta e. Simt că m-am concentrat destul. În viața mea de călător, că o să scot creion. Dar de fapt scot o brichetă, sunt șmecher și știi că am fentă. Știi că ne merge bine, România, și eu te iubesc pe tine. Și e blasfemie. Aoleu, ce avem aici? Cred că am găsit un arici. Sau poate e un lipici. E un sticker pentru inamici. Asta cu balans. Ce a curs? O șurubelniță. Să te ducem în temniță. E o șurubelniță. Și ultimul obiect, penultimul, de fapt bagă mâna deodată cu mine. Ce-am găsit aici? Cercei, cercei, cercei. Și cercei, cercei. Și o usă pentru chei. Ăsta, cred că ăsta e un loc de chei de fapt. Cine o face primul? Hopa! Încă un obiect, dar ce surpriză! Un pix. Un pix? Nu știa ce! Ce ai zis ăla, mă, un pix, frate? Pentru autograf, e Bacovia. Hai să dau un autograf. Dă peste aici. Ia și ăsta, frate. Dă și pe ăsta. Bă, vă mulțumim, a fost distractiv. Asta pentru că sper că primim 3 de da. Alea a fost pe, pentru că băi, da, adevărul că a spus prea multe lucruri de la. Am dat când l-a spus altceva.
Deci pentru că ce băieți... avem aici? O borsetă, un breloc. Deci avem un freestyle și un geam crăpat de la Marco. Bă, dar ce e asta? Cum se numesc astea? Capse. Capse. Asta era în cutie sau era aici? Nu știu, cred că... Bă, ce ascundeți aici? Și la folie. Frate, nu mai... Let's go! Frumoase obiecte cu aia. Bă, da. Să nu da. Le mai dați. Fost, e bine că n-au fost multe de la porcă, e cel mai important. Nu, chiar mi s-a părut moderat. Echilibrat. Da. Gen, n-am pus toate borsetele. Că am prins vreo 3 borsete. Două borsete, una după alta. Mergem mai departe, acum o să vă dăm niște poze super zoomate. Aoleu. Și am vrea să ghiciți personajele. E 6.000 de euro poza. Dar dă-ne un indiciu, da? Din muzică, din... Îi știți. Fotbaliști celebri internaționali? Nu pot să vă dau, îi știți. Bine, mă, hai. S-a vorbit. Da, păi tu ce dăm pe tu? Mi s-a șoptit în cască. Ia zi. E boss. Tu ce zici, Marco? Nu? Da, e boss. Și dacă e Drake? N-avea cum. Ok, bine, hai să zicem că ăsta a fost ușor. Hai să dăm cu următor. MGL. Pe baza ce? A blugilor din Zara. Am și eu de ea. Da, MGL. Tot blugii sau... Știu, mă, pe Shao. Îi cunosc atitudine, știu. Pe Shao. Nu mai el stă așa, știu. Mă, mă, de la MGL sau de la Mafia. Și Mafia l-a venit la Urbanist, deci. Ce ești, Marco? Cine zici că? Acum că ai zbăcut da, nu? Seamănă cu MGL. Da. Ok. Vezi, frate, dacă nu știi ce e de Urbanist, trebuie să fie Mafia. Da. Lejer era Chedi. Stai că nu vă fără ochelari. Vezi că mai avem un TV spate. Aici, că e buget mare. Din borsetele alea. Da. La barbă, măi, are niște fiere albe. Wow. E de lyric. Cine? Cine? De ce de e de lyric? Are barbă albă? Nu, așa am zis, la bardam. Da, mă, s-ar putea să fie care și din asta porc. De lyric, direct. Și doar de lyric poartă porc. Deci mergeți pe de lyric? Da. Tu, Marco, la fel? Hai zic. Deja. Mama, cum o să vadă de barbă alb. Ok. Da. Mama, mama. Greu aici. Greu cu 50 cent. Cine poate să fie, mă, ăsta? Stai așa să mă gândesc că... Deci poate are, oricine, are păr mult pe mâne, sfârcuri. Spre deosebire. Noi n-avem sfârcuri, frate, am fost clonați. Așa și cântat mai eu? Nu pot să zic mai mult. Bă, cine să fie ăsta, mă? 6.000 de euro pierzi dacă o ratezi. Bă, dar... Acum le aveți pe toate. A câștigat 6.000 la deliric și acum pierd. Nu știu cine. Stai! E Marco! Da, l-am rugat pe Marco să se lase mai un pic să facem o poză. Nu știu cu aia cine, chiar nu știu. Chiar nu-mi dau seama după... Dă o ghiceală. Tă... Uite-te la brațe, uite la lanț, poate. Bă, frate... Cineva din șatră să fie? Nu. No. Eu deci cred că ești tu, drăcea. Da. Doc! În primul rând, mersi frumos. Doc! Tăt. Mergi pe Doc? Doc! Tu ce zici, Marco? Doche! Merg... Doche, mă! Doche, ascultă-mă! Bine, frate. După sfârcuri îmi dau seama. Ai văzut? Da, ai văzut. Sfârcurile lumii, mă. Te cunosc după sfârcuri. Asta e super grea. E rapper. Că a venit la Urbanist, așa ar trebui. Are mustață, mă, Marco, are mustață. Nu e, măi, hai, Petre. Stă așa, gen. Tommy Marfa a fost la Urbanist? A fost? El e. Tommy Marfă? Da. Tu ce ești, Marco? Habar n-am. Și dacă ar fi să ghicești? Mai zici tu un alt nume, poate ghici. Zi un nume. Andrei. Alex. Chiar deci tu mergi pe Alex, tu mergi pe Tommy Marfă? Pe Tommy Marfă. Ok, am înțeles. Bun. Macanache, mă. Ah. Bă, nu mă așteptam. Asta e ultima? Asta a fost bună. Mai e una? Hai. Asta e Marco. Nu, că tu n-ai de ăștia. Alberto Grasso. Vă pe ce are-mi dau seama? Da, Alberto, da, e Alberto, Alberto, e Alberto, e Alberto. Alberto da, direct. Da, da, ele. Știu, da. Da, bă, da. Știu, îmi cunosc pe da, da.
Da. Da. Aoleu, bun. Bun. Bine, pe poze, bravo. Asta... Nu dai seama dacă noi nimerim așa uite, după chestii criminalistică acum. Două secunde dacă puteți să mă iertați, băieți. Mergem acum la vreme. E golan, e bagabon, dar n-ai ce-i face. Mulțumesc, Drăcea, îți doresc o noapte plăcută ție și invitatului tău. Bun găsit la informațiile despre vreme. La voi în țară, în centru, vest și nord, dar și la munte, unde sunt peșteri în care Drăcea își ține bașcheții, cantitățile de apă vor depăși 10-15 litri pe metru pătrat, sau măsurând în bidoane, 3-5 litri. Nu pentru că plouă neapărat, e așa apă care pică, gen. Dacă te-ai pierdut de grup, nu-i nimic, respiră calm, ești salvat dacă ai în spate acest Summit Backpack. Adică rucsac, pentru că se uită și verimii la clip, în care găsești o baterie externă care îți permite să urmărești această emisiune până la capăt. Revenind la vreme, în cea mai mare parte a Olteniei, sau cum îmi place mie să-i spun Zaibărvania, întâmpinăm o vreme geroasă și mici intensificări ale vântului. De aceea este impetuos necesar ca atunci când părăsești locuința să îți pui acești Apollo sunglasses, pentru a căpăta o vizibilitate mai bună atunci când întâlnești gherțoi în oraș. Grindină nu va fi nici mâine în România. Eu am fost Florin Gheorghe, acestea au fost informațiile despre vreme. Numai bine! Mersi mult, Florine și Dictamaro Chibori. Avem o ultimă rubrică acum, asta chiar e ultima, unde vă punem să ghiciți anumite tipuri de băuturi. Am nevoie să știu care dintre voi e cu mașina. Eu. Tu ești cu mașina. Tu ești ok, Marco, dacă cumva iei o gură de alcool? Hai mă că ești ok la o gură de alcool. O super gură, trebuie să tragi cu paiul foarte puțin. Să ghicești băutura doar dintr-o natră? Da. Ah, adică da, mai multe băuturi și alegi una. Hai, bă, de dragul... Fii atent, că vine emisiune, imediat. Că... Așa, gata. Ne-am adunat. Deci avem pe partea alcool, pe cealaltă parte da, fără eu pentru alcool. Că conduc. Tu pentru că o să conduci. Hai să vedem. Îi dai tu cu prima? Cu verde, n-are tu alcool, trebuie da? Să tragi din paiul verde, din paiele verzi, de fapt. Ceva cu morcovi. Sau cu sfeclă. Dar nu e ceva, nu cred că e pe piață așa ceva. Da, l-a făcut noi în spate, în cadă. Adică eu n-am mai întâlnit gustul. Am făcut un smoothie. Am luat așa puțin, s-ar putea să fie... Poți să mai guși dacă natural. Vrei, poți să mai guși dacă vrei. Indiciu, poți să cer? Nu, eu oricum nu prea văd. Mai aș vrea să gust. Bă, cu aia, dar sunt ok sau stricate? Nu e, mă, sunt toate, aproape toate sunt proaspete. Deci ăsta e suc din comerț, vrei să zici? Da, mă, e tot ok. Chiar nu le-am făcut noi pe nașpa. E bună, mă, e naturală. Pare fermentat. Ori a spus bă altceva. Județul Mihăilești, e top. Pare fermentat. Deci, ce zici? Ceva de sfeclă, zic, e sfeclă roșie. Am ok, sfeclă. Sfeclă roșie? Sfeclă roșie. Ce înseamnă de sfeclă? Eu nu văd. Aoleu. E zeamă de speclă? E un borcan de castraveți murați. Deci nu, bă, eu mâine sunt de castraveți murați. Eu trebuie să am înțeles. Ok, bine, m-am dus pe speclă, castraveți murați, era, nu? Ok. Hai, Marco, dai și tu ce unul, gustor, nu verde, ia să vedem. Verde. Nu, verde are Bacovia. Nu, verde am eu. Lapte. De tată. Dă bizon. A, da, aia cu copiii te deranjea, fădă-te. Lapte, dă tată. Da, mă, n-are treabă. Ce era, lăptic? Da, dar treabă ce grăsim. Asta mi-a să... 3,5. Ce zici, vacă, oaie sau... 3,5? Bine. Verde, nu? Ha. Dacă iar e ceva stricat... Dar nu era stricat nici. Bă. Păi stai, mă, ăsta... Taci, mă, că ăsta e bun. E dulce așa. Eu știu ce. Ceva shake? Peanut butter, nu? Ți-am făcut și shake protein. E foarte dulce. În aceeași cadă. Păi să-mi bag pula, nu-mi dau seama. Să-l... Peanut butter și ceva. Ce avem acolo? Sirop de vanilie. Sirop. Da. Sirop de vanilie pentru cafea. Aha. Sirop de vanilie pentru cafea. Alunele s-au pierdut pe drum. Uite-le.
Îți dai seama că n-a văzut vanilie în viața lui, siropul ăla. Da, avea cu tepția în vanilie. Nici nu ne-a luat, dar bun. Ia. Lapte de oaie. Bă, frate, mie nu trebuia să-mi dați alcool? Stai, frate, nu te grăbi așa. Stai, mă, că ai alcool. Zis că am pus păi foarte mult. Dacă tot... Ai alcool, mă, că unai cu alcool, m-au zis că unai cu alcool. Și ăla e alcool. A, ok. Ah, ok, ok, am înțeles. Da, ăsta e Red Bull. Red Bull? Da. Energizant, adică? Pa, poți zice energizant, mă. Nu trebuie să zici compania. Ca să nimerești. Zici energizant. Și ai câștigat. Nu? Da, da, extra puncte dacă zici și brandul. Să dea bani brandul. E Red Bull. Red Bull? E? Wow. E din aia cu aromă? Tropical. Dar ce aromă? A, nu știu, abar n-am. Nu știu, mie mi-a dat gust de energizant, nu știu. Gust de energizant. Ce? E energizant, dar e Rockstar cu watermelon. A. Glonț. Numărul, Tiger. Nu, stai mă, 1, 2, 3. Verde, da? Verde, verde. Eu nu văd ce e, nu știu ce ai luat. Pot doar să mă gândesc. Hela, sunt pula mea ăsta. O știu din copilărie, mă scuzați, că da, două dracu, da, nu, las că nu se filmează aici, nu? Hellas? Hellas e ăsta, are... Hellas e? Păi, ce gust are. Da, da, e fresh. Uite să nu ziceți că nu fac audiență, scui pe platou. Da, scui, păi dacă tot scui, stai... mă cer cu oamenii, mă fac. Ce bust. Ăsta, nu? Da, da. Mare iagăr, ce acolo? Are spinacă, știi că trage alcool. Bere. Brună. Așa e, brună? Nu. Nu e bere. E bere? Da. A, o guriță. Da, pe cu o guriță să începem. Ce oameni ar bea bere? Mamă, e din aia. Alu, taică tu. Mamă, dacă e noi mari, te nebunesc. Ar fi tare după jumătate de oră când îi tot dăm alcoolul Marco când se mai ridică să cadă cu tot ce treabă și mi-a plăcut rău de la interviul ăsta. Stai frate, că nu simt. Nu-mi dau seama, bă, nu. Poți dau talpă? S-ar putea să fie ceva expensive. Ce muncești și vrei o bere din asta la finalul zilei? Șantier. E bere șantier. Deci sunt... Brună nu e. Ciucaș. Ia, bă. Prieteni. A, gata, știu. Wow. Prieteni știu de ce. Și nu știu care. Eu nu știu de ce. Nu știu care, nu știu sloganul. Berea șantier. Ce bere? A, Bergen Beer. A, pe nu e mai șantier. Deci, 1, 2, 3. Noi martie. Aici, ultima, nu? Da. Bă, cu aia, dacă iar e ceva din ăsta pojar. Pui. Mi-e frică să trag. N-am mai pus gura pe alcool de... O lună, bă, vă nu e seama. Nimic. Ce pula mea? E căcat. Ha, glumă! Te-ai prins? Te-am întors? E usturoi. Bă, dar nu intră, nu-i vine nimic. Păi și de unde, de ce ai zis usturoi? Bă, dar trage mai tare din pai, nu de pai. Taci mă, care guze. De pai mai e jos, dar jos. Aia zic. Păi atâta intră. Intră, stai. Intră, mă, numai. Nu vreau să trag că nu iese și miroase usturoi. Ceva de usturoi. Trage, mă. Nu, dar trage tu să vezi. N-ai dacă trage. Trage. Cu aia trage. Te rog eu frumos. Da, trage aer și ai gust de usturoi în gură. N-ai gust de usturoi în gură? Ai tras? Ai înghițit ceva? Da. Tu știi să tragi. Sos de usturoi, ce e? Zi-mi tu asta, că nu. E ceva iute. Mamă, dacă iute, bine că n-am mai tras. Am simțit, mă. Îmi venea așa un pic. Nu știu, dar mi-ar place. Las pe Marco șaurma. Pentru mine. A intrat foarte... foarte... E sos de usturoi. E sos de usturoi? Poți să încerci să ghicești? E un sos picant. Hai că tu n-ai cu astea. Sirația nu e? N-am. Mamă, deja lăcrimezi. Bine că l-am luat. Nu știu, dar e bun rău. Păi mai ia! Nu. Trebuie și o șaurma, tu înțelegi, să fie combinat. Trebuie să fi dat o șaurma străși. Bă, e un sos, nu atunci. Sosuri. E siriracea. Ce? Siriracea. E siriracea? Mhm. Da? Mhm.
tu care vii, vii facem cadou. Mai e asta. Da, mulțumesc frumos, chiar. Asta mai. Asta mai, da? Da, da. Ai, moartea mea. Singurul alcool de la care am vomitat după ce am băut multe alte alcooluri. Dar îmi place. Jägermeister. Să intre prietenii noștri. Să intre... Vă las eu număr de telefon. Te să scrii și pe Instagram, Marco Glass. Bun, ați terminat cu alea? E bun, mă, e bun, e natural. E ultimul? Gata, băieți, avem acum un concurs pentru voi. Oh. Am crezut că zic că... Okay. În fine, hai să arătăm. Ce tip de concurs? Hai să arătăm premiul pe ecran. Avem trei invitații duble la Beach Please. Sau cum zice Gheba, să Beach Please. Așa. Sunt upgrade-uri, nu pentru voi. Păi și atunci? Lasă că vorbim noi, nu contează asta. De ce mai sunt upgrade-uri pentru oameni, adică oamenii care au deja bilete luate din alea mai ieftinache, poate să câștige upgrade-ul ăsta la VIP și să se antoreze chiar cu voi. Fiți atent, am o întrebare. Voi dacă răspundeți corect, câștigați toate astea și le dați cui vreți voi. Dacă nu, am și niște provocări ajutătoare. Da. Și am așa, fiți atenți. Andreea Esca se identifică cu ProTV, alături de care și-a început cariera la 1 decembrie 95, printr-un salut rămas celebru, bună seara România, bună seara București, sunt Andreea Esca, ProTV te salută. Tot aceasta e și cea mai longevivă prezentatoare de știri din România, având o carieră de aproape 30 de ani. Și întrebarea mea ar fi... Opa. Câte costume colorate a purtat Busu de la începutul anului până acum? Niciunul. Unul negru, atât. Gândiți-vă, amândoi trebuie să-mi dați răspuns final. Și în albastru. 12. 3. 3, bă, lasă 3. Răspuns final 3? Da. Bun, ați greșit total. Avem așa ca provocări. Păi stai, mă, zic câte a fost. La final. Păi n-are cum să fie mai mult, atunci mai puțin poate a fost. Dacă e mai mult, am spart. Sunt familia mea, dar... Deci dacă au portocaliu, eu nebunesc. Sunt în șoc. Sunt așa, în șoc. Ca provocări avem așa pentru tine, Marco. Da. Îl suni pe Drake și îi spui că vrei să le iei pe un refren. Da, frate, pe... da, asta ca să câștigăm noi bilete la VIP. Nu să le câștigăm, să le dăm. Da, stai așa că acum sunt. Mi-a zis cineva că tu chiar ai numărul lui Drake. A zis bine. A zis foarte bine. Și mai dai mesaje. A și ieșit adevărat cine o să se uite la... Dar stai așa. Fierne, dar asta e doar una, mai am două. Păi una e de ajuns. Pe Sami? Poate că vezi că sună pe ghebul ăsta. Hello, frățiuer! Nu răspunde. Nu răspundea. Se dau pe cealaltă? Dăm cealaltă. Următoarea e pentru tine, Bacovia. Îl sun pe Shelly și îi spui că tocmai ce ai văzut-o pe iubita lui cu un alt băiat pe stradă. Niciodată, n-aș face asta nici în glumă. Ok. Pentru tine, Marco, îl sun pe Gojira. Și n-am zici numărul. Că vrei să sun... L-avem noi, stai liniștit. Îl sun pe Gojira și spui ceva de Sunderei. Că vrei să-ți faci reveal-ul la el în podcast. Sună-mă pe Gojira, spune că îți dai masca așa. Gojira are gheria burrito? Burrito gheria sau ceva de genul? Nu cred că are, bro. Nu el? Sau cred că ai asociat cu Radio Guerilla, a fost el la Radio Guerilla cumva? Cred că acolo ai probabil, asociat. E tare. Deci cum facem, plor? Mă sun și zici că, bă, foarte tare... Asta, da. Cum ai zis că se numea asta de burrito? Fix Guerilla se numea? Guerilla, stai așa. Păi da, că știu că era cu Radio Guerilla, de asta întreb. Întrebam. Ce era acum 5 ani? Mai e? Mai e? Mai e? Nu, mă, nu știu. Mai e el. A, Duma, da. Da. Doarme. Alo? Alo, Gojira? Salut. Salut, salut, frate, sunt Marco. Am aflat că burrito gheria e a tău și, bă, vreau să zic că îmi place rău de tot, gen, e bun rău de tot. E viața mea, am mâncat non-stop de la ei. Nu. Nu ce? Unul
cred că ai greșit numărul. Nu. Doi, nu știu cu cine vorbesc. Marco Glas. Marco Glas. Să trăiești. Oh, să trăiești. Ești un băiat foarte talentat. Mulțumesc frumos. Mulțumesc frumos, să rămână. Deci nu e a tău. Nu am nicio afacere, să știi. A. A. Toate afacerile mele sunt afară, țării. Nu e nicio afacere. A, ok. Dar mersi de telefon. Să mă bag jumate. Na, bine. Te pup. Mersi. Te pup și eu, sănătate. Să ceau, sănătate. Așa cum face. Trebuie să explici înapoi, adică s-a dai. Da, dai, nu, dai, sună-l din nou și spune omului, bă, frate, a fost o farsă de la Drăcea. Da, farsă de la Drăcea. N-am dus. Da, eu am vrut-o. Deci bun, asta cred că ai greșit, bloc. Cred că ai greșit numărul, Marco. Alo, Lujile, scuze-mă, sunt la urbanist și mi-a dat provocare, băieți, urbanist. Am spus, să zic, de burită. Vei la urbanist. Cu Drăcea aici. Ce-am dat o provocare? Iartă-mă, te rog. Te pup. Zi frumoasă. Ceau, papa. Deci, am vorbit voi, dacă aveți voi să puneți, că poate să supără. Nu, să uite, salvă și numărul, dacă tot. Mergi la podcast. Să mai sunt. Bă, sigur nu-i atât cu aia că e numărul 1. Și abia atunci ce zic. Vin să țin la podcast. Mă bag și eu investitor. Vezi că e numărul 1. Wow. Bravo, băieți, felicitări. Ați câștigat până la urmă biletele pentru provocarea. Ce faceți? Le țineți voi sau le dați la oameni? El decide, el a câștigat provocarea. Sunteți o echipă, bă. Sunteți un duo. Le dăm la oameni. Dai seama că le dăm la oameni. Le dați la oameni? Foarte frumos. Ca să câștigați aceste trebuie să... Vă dăm și vouă cât un voucher. Poți să dai mai departe. Pentru ce ăsta? Pentru voi. Dați la oameni premier. La ce? Vrei să dai cu ăsta? Ce e ăsta? Da. Confeti. Da, da, da. Dar fii atent. Dă încolo. Da, cum dau? Încolo. La cât mai multe borsete. Hai. Mulțumim. S-o și brălocul. Nu mă pricep cu aia. Uite-te jos și vezi ce direcție. Ai grijă, n-am avut o copilărie fericită. Da, perfect, s-a uitat la da, aia e bă, partea bă, de jos, unde ai stânga. Bă, nu te uita, mă, nebunule, că poate... Nu mă, că am ochelarii. Up. N-am avut copilărie fericită, vezi? Da, stai, mă, așa. Tete-o. Bă, nu, că am mai avut o vânătaie de la asta. Operație, nu da la operație. Stai, mă, că se vede că face sală. Asta a fost emisiunea. Vă mulțumim din suflet că ați rămas până la final. Sper. Doamne ăștia, vă mulțumesc, băieți, că ați venit. S-a dus dracu și la valiera și tot. Gojira numărul 1. Păi de aia era. Ce mai tar burrito, Gojira tar burrito. Ah, deci așa se sparg astea. Mamă, dar ai luat de alea mărunte. Abia aștept și mai nasoale. Să mă duc să cumpăr 4 borsete, 5 borsete. Și să mă freestyle cu ele. Și de câine. Salutare, îți mulțumim din suflet că ai rămas până la final, pentru că cel mai probabil ai rămas doar tu. Oricum ar fi, ne-ar ajuta foarte tare să ne dai un share, un like, un comentariu dacă e pozitiv și dacă e negativ, tu până la urmă poți să comentezi. Poți să ne dai follow pe Instagram la por.tv. Avem și TikTok dacă ai sub 10 ani, care se numește tot por.tv.